Partea 11. Moartea vine cu pași de pisică. Capitolul 1. Capitanul Lucian Viziru și începuse activitatea într-o formă nu prea bună. Avusese un somn prost, agitat, chinuit de un vis rău, fără cap și coadă, pe care îl uitase de îndată ce făcuse ochi. Se trezise cu concluzia amară că, în ciuda eforturilor depuse în cazul celor doi geologi, eșecul părea inevitabil, iar această perspectivă îi provoca de pe acum suferință. Acumulase destulă experiență profesională ca să se împace cu ideea că activitatea unui ofițer de contrainformații se constituie atât din succese cât și din eșecuri. De asta dată însă, înfruntarea cu un inamic din umbră se dădea pe terenul uraniului. O înfrângere ar echivala cu prejudicii incomensurabile. Îi avea înaintea ochilor pe Stamatiad și Aman, amândoi geologi prețuiți, primele victime ale acestei înfruntări din umbră. Unul mort pe jumătate, al doilea mort de-a binelea. La orizont se contura perspectiva unui jalnic eșec. În starea asta otrăvită îl găsi locotenentul major Frunză, care intrase în birou să-i prezinte primele rezultate ale expertizelor medico-legale și criminalistice. Ce-i cu tine?" îl măsură Frunză pe sub sprâncene ca pe un potențial suspect. Te-ai certat cu Lia?" E cazul să fii mai ager, domnule locotenent major." îl mustră capitanul, după care îi povesti că nu dormise aproape toată noaptea. Aha, va să zic că tot Lia e de vină." Niciun aha, șezi colea și raportează." Frunză execută ordinul numai după ce și-a prins o țigară și și-aruncă ochii pe filele cuprinse în mapa adusă de el. Când noi am intrat în cavou, Aman Constantin era mort de circa 20 de ore. După calculul meu, trebuie să-și fi dat obștescul sfârșit cam la miezul nopții. Cauza morții? Ținte bine, șefule. Paralizie respiratorie. Edem pulmonar provocat de transformarea hemoglobinei în carboxihemoglobină. S-a găsit în sânge o concentrație de 66% carboxihemoglobină, ceea ce provoacă moartea în aproximativ 5-6 ore. Aman a inhalat o doză puternică de oxid de carbon. Pătruns în organism pe cale respiratorie, oxidul de carbon blochează hemoglobina și o face inaptă pentru hematoză. Combinația oxid de carbon cu hemoglobină, mai exact carboxihemoglobină, împiedică transportul normal al oxigenului spre țesuturi. Oxid de carbon? Gaz incolor și inodor. Se minună Lucian. De unde l-ai mai scos? Uneori moartea cu oxid de carbon e frumoasă, continuă Frunză înveselit de uimirea șefului său. Vine cu pași de pisică. Îți arde de metafore, se enervă de-a binelea capitanul. Auzi, pași de pisică. Metafora nu mi-aparține. Nu-mi merge mintea până acolo. Domnul doctor Sabău cochetează cu literatura. Vrei să spui că... Da, e concluzia lui a autopsiei. Ca să fi inhalat o doză mortală de oxid de carbon, Aman ar fi avut nevoie de cel puțin două condiții. Prima, o sursă de oxid de carbon. De unde să fie apărut în cavou o asemenea sursă? A doua, o închidere cât de cât ermetică a cavoului. Hai să spunem că această condiție o putem determina. Dar sursa de oxid de carbon de unde a apărut? N-ai să-mi spui că Aman a dormit lângă o sobă cu gaz metan. Lucian se uită negurat la Frunză. E o constatare care ține de domeniul fantasticului. Stai, că nu ți-am spus totul. Frunză cercetă foile din dosar. În același timp, în sânge ficadrinic și creierii s-au găsit substanțe barbiturice. Doză mortală? Nu, normală. Doctorul Sabău e de părere că Aman apela curent la barbiturice și că moartea cu oxid de carbon a intervenit în timp ce el adormise cu ajutorul ciclobarbitalului sau al carbaxinului. Deci, barbituricele au colaborat cu oxidul de carbon. Și uite așa moartea a venit cu pași de pisică. Conchise Frunză zâmbind și trăgând din țigară. Repet, totul pare de domeniul fantasticului. Nici doctorul nu-și explică prezența în cavou a unei surse de oxid de carbon. E și firesc să nu-și explice. Ca să obții oxid de carbon ai nevoie de o sursă de ardere incompletă a cărbunelui sau de o sursă de gaze gata fabricate și îmbuteliate. Or cavoul nu arăta a fi și laborator. De unde naiba să fie apărut sursa de oxid de carbon? Ai studiat urma aceea de pe masa tăcerii? Se interese deodată Lucian. E și fotografiată. Frunză scoase din dosar o fotografie, o întinse capitanului. Două linii trase cu cerneală indicau dimensiunile exacte ale celui obiect dreptunghiular ce își imprimase forma pe suprafața prăfuită a mesei. Deci, continuă Lucian la fel de gânditor, obiectul are o latură de 40 de centimetri, iar alta de 15. O cutie, o servietă, o lădiță. Obiectul acesta a dispărut. De ce? Reprezenta probabil un corp delict.
sursa de oxid de carbon. Își mută privirile încordate de pe fotografie pe fața lui Frunză. Acesta tocmai împrăștia fumul țigării. Glumești? Replică el. Atunci trebuie să ne mulțumim cu ipoteza că Aman s-a sinucis. Adică a venit cu trusa de oxid de carbon de acasă și a dormit cu ea la căpătâi să nu se mai trezească. De ce nu? Bine, da, cum îți explici atunci că sursa a dispărut? Cine a luat-o? Fantoma lui Paraschivescu? Poate. Lucian își îngădui să râdă scurt și potolit. Aman în cavou n-a intrat singur, ci însoțit. Nu uita că n-am găsit cheia. Nu fiecare poate să aibă bafta ta. Zic, am găsit o bătrână care zilnic își petrece după amiezile la cimitir. Îngrijește un mormânt din vecinătatea cavoului. Am stat de vorbă cu ea și iată ce am aflat. Alaltăieri spre seară, între orele 18 și 19, tocmai când se pregătea să plece, a zărit trei bărbați făcându-și de lucru la ușa cavoului. Trei? Se aprinse Lucian, sărind de la locul său și începând să umble înfrigurat prin încăpere. Trei? Ți-a dat vreun indiciu, vreun semnalment? Nu l-a reținut decât pe Aman, de altfel i-am arătat cadavrul și l-a identificat. Trei înși, iar unul dintre ei, Aman. Toți trei și-au făcut de lucru pe lângă ușa cavoului, repetă Lucian meditativ. Vrei o țigare? Ia mai du-te, dracului, ce mă tot ispitești cu o travă asta? Bătrâna n-a reținut nimic în plus. Ba da, cu 4 zile în urmă doamna Paraschivescu și-a vizitat soțul. La gândul că proprietarea cavoului îl mințise, Lucian se înroși de furie. Imposibil s-o fi văzut. Bătrâna așa susține că a văzut-o. Ce altceva a mai văzut? Nimic. Unde-s fotografiile cadavrului? Erau 6 la număr. Frunză îi le răsfiră la întâmplare pe cristalul biroului. Cadavrul lui Aman fusese fotografiat din unghiuri diferite. Lucian le examină curios și cu răbdare. Frunză se ridică și trecu lângă Lucian. După un timp, de parcă ar fi dezlegat cine știe ce enigmă, fața capitanului se lumină de o bucurie lăuntrică. Eu zic că putem enunța următoarea ipoteză. Din seara dispariției de acasă și până alaltăieri, Aman a stat ascuns în casa cuiva. Abia alaltăieri, către ora 18, însoțit de doi bărbați, s-a transferat din motive pe care le vom elucida în cavoul familiei Paraschivescu. Așadar căuta un adăpost, poate pentru o noapte. Nimic de zis, l-a găsit, se înveseli Frunză. Trebuie să lămurești cu proprietarea cavoului cu ea da cheia. Problema de ce ca și rezolvată. Te bucuri prea devreme, Musiu. Află că Aman avea și el în păstrare o cheie. Avea dreptul să o folosească oricând. Cei doi l-au condus și l-au încuiat pe din afară. Deci cheia a rămas la unul dintre cei doi. Nu l-au lăsat singur, ci cu obiectul acela. Un obiect aducător de moarte. Cei doi știau în jurul cărei ore urma Aman să-și dea sufletul. Au revenit și au luat și obiectul. Adică Aman nu știa că îi se pregătise o execuție pe cinste? Încercă Frunză să mai domolească avântul capitanului. În orice caz au revenit și l-au luat, presupun eu. Apropo, ce s-a găsit asupra lui Aman? O batistă, buletinul de identitate, un pieptene, 493 de lei și 30 de bani. O chitanță de la Onete Carpați. A, și-am mai găsit ceva. Frunză reveni la locul său în fața biroului. Își aprins o nouă țigare. Păcat că nu mai fumezi, își întărâtă el prietenul. Lasă provocările, spune ce ai mai găsit. Frunză scoase din dosar un plic, iar din el cu ajutorul unei pensete dădu la iveală un fir de păr. Îl ținu în bătaia luminii ce venea dinspre fereastră. Îl vezi? E un fir de păr. L-am găsit pe mâneca dreapta hainei, un fir lung, blond, oxigenat. L-a pierdut o femeie, firul la originei brunet. Ei, asta zic și eu, descoperire, se bucură Lucian. Rezultă că înainte de a se fi retras în cavou, Aman s-a aflat în anturajul unei femei cu păr blond sau, cine știe, poate că a locuit la ea. Avea doar o amantă și care folosea și un parfum fin franțuzesc, Christian Dior. Să nu-mi spui că la analiza firului de păr ai stabilit și parfumul necunoscutei doamne. Frunză întinse capitanului o batistă bărbătească împăturită cu acuratețe. Miroase-o. Aha, e îmbibată cu un parfum delicat, constată Lucian. Laboratorul a identificat parfumul. Doamna Paraschivescu, ce culoare de păr are? Blond, nu-i așa? Negru, vopsit, zâmbi amuzat Lucian de ceea ce-i trecuse colaboratorului său prin cap. Enigma, băiete, nu-i deloc simplă. Continuându-și presupunerile, aș mai putea să dau un element. La cimitir au fost 3 înși. Unul e Aman, a murit, Dumnezeu să-l ierte. Au rămas 2. Unul dintre aceștia cu siguranță că-i neafane. Ce te face să crezi? Cunoștea foarte bine nu numai ascunzătoarea lui Aman, dar și cine e proprietarul cavoului și unde locuiește. Deci ne rămâne o întrebare. Cine-i cel de-al treilea?
sau ce reprezintă sau au reprezentat toți trei la un loc? Exact. Dacă îmi răspunzi la întrebare, să știi că dau o țuică. Nu-i prea mult? Frunză izbucni iar în râs. Lucian schiță doar un zâmbet și ăla neconvingător. Senzația amară a unei eventuale înfrângeri reveni. Și acum ce facem? Întrebă Frunză strângând piesele dosarului. Vom căuta o femeie cu părul blond, vom efectua o nouă percheziție la locuința lui Aman, ne vom ocupa și de mormântarea lui, vom căuta cea de-a doua cheie a cavoului, vom căuta să-l identificăm pe cel de-al treilea din cimitir, ne vom ocupa de chitanța de la ONT Carpați, ne vom... O, să lămurim și povestea cu doamna Paraschivescu. Vom încerca totuși să dezlegăm enigma cazului Stamatiad. Vom... Ho, oprește-te! Îl înfruntă Frunză și ca să-i potolească, zelul încercă să-l ispitească din nou cu o țigare. Capitolul 2. Procesul verbal întocmit de locotenentul major Frunză și de directorul Institutului de Cercetări Geologice. Fișetul inginerului Constantin Aman a fost deschis în prezența colegilor săi, inginerii Moise Dinculescu, Vasile Ciorbagiu și Valeriu Busuioceanu. S-a constatat că toate documentele și hârtiile erau la locul lor. Printre cărțile păstrate în fișet, raftul de jos, s-a găsit un dicționar de neologisme, 825 de pagini. În interiorul volumului era decupat anume, vezi paginile 240-437, un culcuș care ascundea un aparat miniatural de fotografia de forma unei brichete. Paginile în care fusese săpat ascunzătoarea erau lipite între ele. S-au mai găsit două microfilme. Din clipa dispariției, Aman n-a mai telefonat la institut. Nu a încercat să ia legătura cu niciunul dintre colegi. Declarația doamnei Eleonora Paraschivescu. Completare. Recunosc, am fost la cimitir acum 4 zile spre seară. Cu o noapte înainte îmi visasem soțul și m-am dus să prind o lumânare. De ce am omis să declar acest amănunt? Regret faptul, rog însă să fiu crezută că am fost tulburată de apariția neașteptată în casa mea unui ofițer de securitate. În plus, m-a apucat o cumplită durere de cap. Am înțeles mai târziu că făcusem o gafă, dar n-am mai avut cum să o îndrept. De ce, deschizând sertarul scrinului, am tresărit? Văzusem sub cheia cavoului un bon de la curățătoria chimică Luceafărul pe care îl căutasem toată ziua. Din stenograma unei noi convorbiri, Stamatiad Lucian. Stamatiad, Aman a murit? Nu pot să cred. Lucian, a fost găsit mort. Stamatiad. Era un nefericit, bietul de el, Dumnezeu să-l ierte. Toată viața umbla după chimere. Voia cu orice chip să par vină. Lucian, a făcut politică în anii studenției. Stamatiad, nu, o să vă spun și de ce. Trăia cu soția unui bogat negustor bucureștean. Femeia asta închiria o garsonieră, îi dădea bani, iar el se lăuda printre colegi că asta e politica ce îi se potrivește lui cel mai bine. Chimera lui? Visa ca într-o zi să descopere zăcăminte de aur să devină proprietarul unei asemenea mine. Lucian. Era la curent cu stadiul planului U-74. Stamatiad. Am mai declarat. Mai trecea pe la mine când lucram în laborator. Mă deranja, nu i-am spus-o niciodată. Știam că își manifestase dorința de a se dedica zăcămintelor de uraniu. Nu își ascundea invidia, iar eu îi apreciam sinceritatea. Îi arătam lucrările. Uneori se oferea să mă ajute la efectuarea unor calcule. Lucian, când vă vizita fuma mult? Stamatiad, desigur, fuma țigări bune, străine. Mi-oferea și mie. Lucian, își aprindea țigările cu bricheta? Stamatiad, da, avea o brichetă foarte nostimă, îi plăcea să se joace cu ea. Lucian, nu l-ați întrebat de unde o are? Stamatiad, ba da, o primise cadou. Lucian, de la cine? Stamatiad, nu mi-a spus sau poate mi-a spus și nu mai țin minte. Lucian, asta e bricheta, o recunoașteți? Stamatiad. Da, asta e. Când va fi mormântat? Lucian. Va fi incinerat, mâine la 9:30 la cenușa. Stamatiad. Ce credeți? Aș putea să mă duc și eu. Lucian. De ce nu? Capitolul 3. Șeful serviciului excursii internaționale îl primi pe capitanul Lucian Viziru cu o deosebită cordialitate. Era un bărbat nu prea înalt, trecut de 40 de ani, cu o expresie inteligentă în priviri. O țigare? Îl întrebă, întinzând ofițerului o ingenioasă cutie de țigări, încrustată cu motive populare românești. Mulțumesc, îl refuză Lucian, m-am lăsat de fumat. Cu ce vă putem fi de folos? Domnule Banciu, aș vrea să stabilesc câteva elemente în legătură cu un client al dumneavoastră. Scoase chitanța găsită asupra lui Aman și o întinse interlocutorului. Acesta o luă și după ce o citi, spuse...
Constantin Aman. Da, mi-e cunoscut numele, inginer. E clientul nostru. Ne interesează, urmă Lucian, să știm în ce excursie a mai fost și pentru ce excursie s-a înscris. Imediat o să vă dau toate lămuririle. Vă rog să mă scuzați, o să vă las singur câteva minute. Acest album vă stă la dispoziție. Albumul nu era lipsit de interes. Îi incita pe amatorii de excursii cu imagini policrome din Praga de Aur. Fotografiile îi ținură de urât până când șeful serviciului excursii internaționale reveni în birou cu o fișă șunchitanțier. Ați găsit ceva? Cum să nu? Funcționarul râse superior de parcă ar fi vrut să-i dea de înțeles că întrebarea nu prea fusese la locul ei. Aman Constantin, citi el, de profesiune geolog domiciliat în București, Bulevardul Nicolae Titulescu 5, raionul 30 decembrie, a efectuat mai multe excursii. 1961, 7 zile în Bulgaria. Singur? Singur. În 1962, 21 de zile cu motonava Transilvania, pe itinerarul Grecia-Turcia-Liban-Egipt-Italia, iar anul trecut a vizitat RDG-ul cu prilejul târgului de mostre de la Leipzig. Anul acesta, Aman Constantin, consultând prospectele noastre, s-a înscris pentru Revelionul din Berlinul de Est. Singur? Voi, Lucian, să afle. Și da, și nu? Funcționarul îi zâmbi enigmatic. Da, pentru că nu și-a înscris soția. Nu, pentru că totuși s-a prezentat cu o tânără doamnă pe care a ajutat-o să-și completeze formularele. Că-i prietenă sau colegă, nu știm. Aman însă a fost cel care a depus la o casă banii pe numele dumneaei. Îi întinse ofițerului o fișă însoțită de fotografiile necesare pașaportului. Ochii lui Lucian se opriră asupra fotografiilor. Erau ale unei femei frumoase, cu părul, după toate aparențele, bălai. Își aminti că firul de păr cules de pe haina lui Aman era blond oxigenat. Numele acestei ființe fermecătoare îl găsi în fișă. Cătuneanu Mioara, născută în 1935, cu aproape 20 de ani mai tânără decât susținătorul ei. Socoti Lucian în gând. Se repete oare Aman destinul amoros al doamnei Paraschivescu? Fără profesie, domiciliată în București, strada Pitagora numărul 1, raionul Tudor Vladimirescu. Părinții decedați, studii facultatea de filologie. Ce limbi cunoaște, franceză și germană? Pe măsură ce parcurgea chestionarul Mioarei Cătuneanu, în sufletul lui Lucian își croia drum un profund sentiment de satisfacție. Două necunoscute își dezvăluiseră dintr-o dată misterul, domiciliul Mioarei Cătuneanu și numărul ei de telefon. După ce mulțumi funcționarului, îl rugă să-i mai răspundă la o întrebare. Cum stați cu locurile pentru respectiva excursie? Avem multe cereri, 4 pe un loc, îl informa amabil și profesional funcționarul. Pe Constantin Aman să nu mai contați, a decedat. Probabil că onetistul dăduse un alt sens celor auzite, căci informația îl lăsă indiferent. Dar pe Mioara Cătuneanu contăm? Se interesă el imediat. Lucian își desfăcu brațele la neputință. Nu știu, nu o cunosc. Dacă aflăm ceva, o să vă informăm la vreme. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Se opri lângă ușă și exclamă. Cât paci să uit! Suma înscrisă pe chitanța lui Constantin Aman reprezintă plata integrală a excursiei? Nu, doar un aconto, preciză funcționarul, curios să sesizeze încotro bătea ofițerul. În eventualitatea că apare domnișoara Cătuneanu și dorește să se retragă din excursie ori să confirme plecarea, vă rog să-mi telefonați urgent. Lucian îi întinse amabil lui funcționar o carte de vizită și se despărți de el ca de o veche cunoștință. În stradă căută un telefon public, formă de câteva ori numărul Mioarei Cătuneanu și pentru că nu i se răspunse, hotărâ în cele din urmă să se deplaseze pe strada Pitagora. Pobeda se opri în fața unei căsuțe modeste. Lucian coboră din mașină și, fără să-și facă probleme, intră într-o curte asfaltată. Sună la prima ușă, îi deschise o femeie netate. Îl întrebă cu o politețe exagerată pe cine căuta. La fel de politicos, Lucian îi spuse că o căuta pe domnișoara Mioara Cătuneanu. Îmi pare rău, domnule, dar nu e acasă. A plecat ieri dimineață pe Valea Prahovei cu o prietenă. Pentru mult timp? Oh, nu, cred că mâine se întoarce. Dacă mi-este îngăduit, cine o caută? Doamnă, sunt de la ONT Carpați, minți Lucian. Sunteți doamna Cătuneanu, mama domnișoarei? Întrebă el, deși reținuse din fișa Mioarei Cătuneanu când părinții ei decedaseră. Sunt mătușa ei, dacă aveți ceva să-i comunicați, puteți să-mi spuneți mie. E ceva în legătură cu excursia la care s-a înscris, dar cu domnul inginer Aman n-aș putea vorbi. Femeia clipit des din ploape și îl studie cu luarea minte. Îl cunoașteți? S-au înscris împreună, așa că...
Lucian surâse simpatic ca și când ar fi dorit să-i reproșeze amical. Vai, doamnă, se poate să puneți o întrebare ca asta? Au plecat împreună pe Valea Prahovei? Domnul Aman n-a plecat. O fâstăceală vizibilă pusese stăpânire pe chipul mătușii Mioarei Cătuneanu. Atunci acasă? Nu. Cum, nu locuiește aici? Făcu Lucian pe naivul. Dumnealui ne-a indicat și această adresă. Nu, adică a locuit, de-alalter nu mai stă la noi. Căutați-l la serviciu sau... Îmi pare că mai are un domiciliu? Femeia dădu din cap. Obrajii plinii se împurpurară. Arăta astfel că discuția nu-i făcea plăcere. Lucian nu stărui, însă la despărțire o avertiză că n-ar fi exclus să o mai deranjeze odată. Încercați mai pe seară, îl sfătui femeia. Sau mai bine telefonați. În mașină, Lucian trecu în revistă ultimele evenimente. Așadar, Aman, după ce mi-a fugit de sub nas, a stat ascuns în casa concubinei sale. Motive temeinice l-au determinat să părăsească și această ascunzătoare ca, în disperare de cauză, să se refugieze în cavou familiei Paraschivescu. Oare ce rol a jucat Mioara Cătuneanu în această decizie disperată a lui Aman? Trebuie neapărat să dau de Mioara Cătuneanu, înainte de a se întâmpla ceva. Ceva ireparabil. Încotro, îl smulse șoferul din sarabanda gândurilor. Cum încotro? Se miră Lucian. La minister. Partea a 12-a. Alo, la telefon spitalul de urgență. Capitolul 1. În jurul orei 20, locotenentul major Frunză primi un telefon de la spitalul de urgență. Medicul de serviciu Vasile Slăveam îl informă că în urmă cu o jumătate de oră, salvarea le adusese în stare gravă o tânără pe nume Dida Cornu. Ține neapărat să vă vadă, îi transmise doctorul. Și vă roagă să vă prezentați la spital. Are, susține ea, să vă comunice ceva foarte important. Ce i s-a întâmplat, accident? Se interesă Frunză tulbura de această surprinzătoare veste. A fost găsit într-un gang fără cunoștință. Ce să-i spun? Că pornesc în mare viteză. La rândui, Frunză îi raportă de îndată capitanului Lucian mesajul Ginei Lollobrigida. Merg și eu. Hotărâ pe loc capitanul. În timpul zborului, cei doi nu schimbară o vorbă, deși Frunză avea chef de palavre, dar ori de câte ori voia să deschidă gura, se lovea de îngândurarea morocănoasă a șefului său. Nu-i în apele lui, conchise Frunză, iscodindu-l cu coada ochiului. E nervos, are ceva pe suflet. Păca că nu fumează, i-ar fi mai ușor. Frunză nu se înșela. Pe Lucian, această necontenită îngrămădire de fapte începuse să-l macine. Adversarul din umbră nu-i acorda un respiro, îl asalta, călăuzindu-se parcă după principii militare și urmărind un scop, să-i neutralizeze capacitatea de luptă. Îi deschidea mereu noi fronturi. Ce folos că descoperise în institut un mini-aparat de fotografiat, camuflat ingenios într-o brichetă care confirma activitatea de spionaj a lui Constantin Aman, dacă spionul era mort. Ce folos că în sfârșit o identificase pe amanta lui Aman dacă nu dăduse și de urma ei. Ce folos că deținea pe banda de magnetofon vocea lui Neafane, că îi știa semnalmentele, dacă dumnealui continua să zburde în libertate. Numai în cursul acelei zile, sfidând supravegherea securității, îndrăznise să-i telefoneze lui Stamatiad în două rânduri, repetându-și amenințările. Și apoi Neafane ca Neafane. Dar cine era cel de-al treilea personaj semnalat de bătrâna din cimitir? Doctorul Slăveanu, un bărbat cu părul complet cărunt în ciuda anilor săi tineri, îi aștepta în holul mare al spitalului. Îi întâmpină cu condescendență, dispus să le dea cu răbdare explicațiile de rigoare. Mai întâi, spuneți-mi care e starea pacientei, îl rugă Lucian. Radiografiile sunt la developat, răspunse doctorul și intră într-o lungă relatare cu privire la caracterul leziunii. A fost lovită la carotidă, din fericire nu prea puternic. O lovitură aplicată probabil cu muchia palmei. Aceeași lovitură, aplicată cu 3 cm mai sus, i-ar fi fost fatală. E agitată, dar vă așteaptă. Cu cine mai e în salon? E singură într-o rezervă cu 2 paturi. Conduși de medicuri care la etajul 1, unde străbătură un coridor pustiu. O soră le tăie calea și Lucian, fără să vrea, își aminti de Lia. Oftă stăpânit. Se opriră în dreptul unei uși albe, intrară într-o cameră îngustă, cufundată în semi-întuneric. O lumină mai puternică ar putea să-i dăuneze, le explică medicul. Pacienta zăcea vlăguită, iar din pricina semi-întunericului părea și mai pământie. Părul negru și bogat se revărsase pe perna albă. Era frumoasă Gina din Ferentari. Îi recunoscu pe ofițer și le trimise un surâs chinuit. Pe mine o să mă iertați, zise doctorul. Dacă aveți nevoie de mine, mă găsiți la camera de gardă, aici, la etajul 1.
Lucian își trase un scaun mai aproape de Dida Cornu, iar Frunză se așeză pe marginea patului vecin. Tânăra îi privea acum cu niște ochi mari înspăimântați pe semne de amintirea celor petrecute. Te simți în putere să vorbești? Întrebarea capitanului răsunase compătimitor. Eu v-am chemat, șopti i-a stins. Am ceva să vă spun. Te ascultăm, cu o singură condiție. Când simți că nu mai poți să te oprești, o sfătui Lucian. Nu-i nicio grabă, minți el. Ne-am înțeles? Am o prietenă, începu Dida Cornu să povestească rar și stins, internată la Spitalul Central. O cheamă Maria Cernescu, noi spunem și Mary. E bolnavă, e tare bolnavă de nervi. De 5 luni e internată. Până nu de mult n-avea voie să primească vizite. Era la Furioși, acum e ceva mai bine și a fost mutată în altă secție. M-am dus să o văd. Azi e joi, e zi de vizită. Așa că și eu... Dida Cornu se opri și se uită rugătoare la paharul de pe noptieră. Frunză o înțelese și îl întinse, bă încet cu înghițituri mici. Am o uscăciune în gură, se explică ea. M-am dus astăzi să o văd. Doamne, că mulți bornavi de nervi mai sunt pe lume. Și bărbați și femei. Am găsit-o pe Mary. Era singură. Sărmana. Nimeni nu mai trecuse pe la dânsa. Cu greu am recunoscut-o. Și totul din pricina unei iubiri nefericite. Observă tânăra mai mult pentru sine. Am stat cât am stat cu ea în salon. Pe urmă, am ieșit să ne plimbăm. O luasem de braț și încercam să-i dau curaj. Și cum mergeam cu dânsa prin curtea spitalului... Întinse iarăși mâna, s-apuce paharul de apă de pe noptieră și din nou Frunză o ajută, iar i-ai mulțumit printr-un surâs trist. Mi-e tare sete, aș bea într-una. Și cum ne plimbam așa prin curtea spitalului, aud o voce cunoscută, chiar prea cunoscută. Întorc capul și ce văd, știți cum e acolo. Unele clădiri sunt înconjurate de un gard de sârmă. În curtea unei clădiri un grup de bolnavi. Erau îmbrăcați în halate vișinii. Un bolnav stătea cu spatele la mine și râdea. L-am recunoscut după râs. Era Babacu, Neafane. Dida Cornu închise ochii înfricoșată, parcă de propriile cuvinte. Rămase așa o clipă, două, apoi își descoperi din nou ochii triști și frumoși. Privi mută chipurile celor doi ofițeri, așteptându-le reacția. Neafane? Exclamă Lucian și îl căută din ochi pe Frunză. Acesta o întrebă. Vizita pe cineva? Sau te pomenești că-i medic? Anticipă Lucian surescitat. Nici una, nici alta, continuă Dida în șoaptă. Este de necrezut. E internat acolo. Ai văzut bine? Nu cumva ți s-a părut? Poate că-i vorba de o asemănare. Se îndoi căpitanul de verosimilitatea relatării. Femeia clătină din cap, apoi zise dojenitor. M-a înculcat cu el de atâtea ori. Cum să mă înșel? Mary m-a întrebat ce am, că m-am oprit. Trăsnită. Credea că îmi place unul din nebuni. Ultimele cuvinte le rosti cu ochii închiși, jenată de ceva. Nu m-am înșelat, urmă Dida Cornu arătându-și din nou ochii. Unul dintre bolnavi a văzut că ne-am oprit, ne-a aruncat vorbe nerușinate și ceilalți au izbucnit în râs. Râdea și Babacu. Se uita la mine întocmai ca un nebun. Mă așteptam să mă strige, să se bucure că mă vede, să-mi vorbească. El însă se uita la mine ca la o străină. Râdea ca un nebun. Mi s-a făcut frică și m-am îndepărtat imediat de locul acela. Dida Cornu tăcu și locare pe un punct îndepărtat al camerei. Dacă cumva ți-e greu să continui? Nu, Mari a văzut că m-am speriat. Am întrebat-o dacă îl cunoaște pe bolnavul acela cu bască. Și că-i vechi la central de vreo 2 ani, că-i rău, când îl apucă pandaliile... Relatarea Didei Cornu i-a amintit lui Lucian de hohotul de râs al lui Celaru înregistrat pe banda de magnetofon. Un râs înfricoșător cu rezonanțe demențiale, dar se feri să facă vreo legătură cu întâmplarea relatată de prostituată. Dacă e de 2 ani internat, atunci nu poate fi el, mi-am zis. Trebuie să mă fi înșelat. O fi unul care seamănă foarte bine cu Babacu. M-am mai liniștit un pic. Se făcuse seară. Am mai stat cât am mai stat și por m-am plecat. Mary m-a condus până la poartă, acolo ne-am despărțit. Am luat tramvaiul 21, n-am știut încotro să mă duc. Acasă sau în altă parte. Aveam întâlnire cu un bărbat la ceas la universitate. M-am gândit să trec întâi pe acasă să mă schimb. Am coborât din 21 și l-am luat pe 8.
De la stația de tramvai până acasă, mai aveam de mers o bucată de drum. Pe o stradă mai dosnică și mai întunecoasă am auzit pași. Când pașii s-au apropiat, mi-am întors privirile. Pe urmă m-am trezit aici, o durere groaznică în ceafă. Mi-au făcut o injecție și durerile m-au mai lăsat. Dida Cornu căută paharul. Era gol. Frunză se repezi să-l umple la chiuveta din rezervă, apoi îl întinse cu o vădită afecțiune. Când ți-ai întors privirile, ai apucat totuși să-l vezi pe agresor? Întrebarea a rămas o vreme fără răspuns. Mi s-a părut că era babacu, dar nu sunt chiar sigură. Totul s-a petrecut așa de repede. Poate că mai sunt sub influența vizitei de la spital. Se așternu între ei o tăcere plină de îngrijorare. Dida Cornu își plimba privirile rugătoare de la unul la celălalt, nevrând să știe altceva decât ce se petrecuse în realitate cu ea. Îl întâlnise pe babacul la spital sau nu? Cine o lovise atât de năprasnic? Doctorul mi-a spus că am fost găsită într-un gang. E adevărat? Lucian clătina afirmativ din cap. Cine m-a găsit? Nu știu, însă aflăm noi cum s-au petrecut faptele. Căută Lucian să o liniștească, gândind că în același timp că, într-adevăr, n-ar strica să afle cine o găsise și cine chemase salvarea. Strada ți-e cunoscută? Cum să nu? E strada 3. Zilnic în drum spre casă trec pe acolo. Cu babacu ai trecut pe acolo? De multe ori. Nu ți-amintești cam în dreptul cărei case s-a produs atacul? Dida Cornu închise ochii ca și cum astfel îi venea mai ușor să-și amintească cele petrecute. Într-un târziu răspunse. Am venit pe strada Vasile D. Am cutit-o la dreapta pe strada 3. Am ținut-o tot înainte pe trotuarul drept. Am trecut pe lângă o alimentară, pe lângă un debit. Am ajuns în dreptul unei case în reparație. Mi-amintesc că a trebuit să ocolesc chelele. Am mai mers puțin și... Mai spune-ne odată cum o cheamă pe prietena dumitale. O rugă Lucian, apoi îi făcu un semn lui Frunză să noteze. Acesta își scoase carnețelul de care nu se despărțea niciodată. Maria Cernescu. O mai cheamă și Mary. Vreți să-mi dați poșeta de pe noptieră? Frunză i-o întinse. Ea căută vlăguită prin poșetă și găsi hârtiuța. Scrie aici la ce secție e internată. Maria Cernescu, citi Lucian cu glas tare, psihiatrie, aripa B, salonul 4. Am notat, raportă Frunză. Lucian se aplecă spre Dida Cornu și își așeză blând mâna pe brațul ei. Ai dureri, nu-i așa? Mă doare ceafa, gemuia stins. Cu ce m-o fi lovit? Am văzut dintr-o dată flăcări înaintea ochilor. Stai acum liniștită, urmă Lucian sfătos. Doctorul spune că ai avut noroc. M-a asigurat că ești în afară de orice pericol. E nevoie totuși să stai cu minte la pat. Noi o să ne interesăm să nu duci lipsă de nimic. Să știi că ne-ai ajutat foarte mult. Îți dorim să te faci sănătoasă cât mai repede. În ochii întunecați ai fetei se aprinse un licăr. Surâse obosită. Cei doi ofițeri se ridicară. Noapte bună! Îi ură Frunză din ușă și Lucian sesiză în glasul colegului său un timbru nou de duioșie. Ce credeți? Ar putea... să mi se mai întâmple ceva? Întrebă ea speriată. Ești sub protecția noastră? O liniști Frunză cu aceeași duioșie în glas. Doctorul Slăveanu îi aștepta pe coridor. Stătea de vorbă cu o asistentă, zărindu-i veni spre ei. Le comunică fără să fie întrebat. Am văzut radiografiile. Dumnezeu a fost de partea ei. Sunt bune. Mi-aș permite însă o observație. Cel care i-a aplicat lovitura îi cunoaște bine eficacitatea. Lovitură de profesionist. Sunt convins că a mai folosit-o. Să dea domnul să n-o mai folosească. Observația dumitale e interesantă, remarcă Lucian. Vă mulțumim. Sunt convins că vă aplecați cu grijă asupra tuturor pacienților. Totuși v-aș ruga să-i acordați Didei Cornu atenția aparte. Doctorul îi conduse spre ieșirea din spital unde se despărțiră. Mașina îi aștepta. Așezându-se lângă șofer, Lucian redeveni tăcut și gânditor. Frunză, cuprins de un neastâmpăr lăuntricolo înaintea șoferului, întrebând. Încotro? Ai vreo propunere? Vru capitanul să știe. M-aș repezi chiar acum la central să văd ce-i cu asemănarea asta. Ce zici? Lucian făcu semnul lui șoferului să o pornească. Ia-o aiurea. Șoferul apăsă pe accelerație. Frunză se uită nedumerit la capitan. Crezi că ăla de acolo nu-i unul și același cu neafane, cu babacu sau cum dracu eu mai fi spunând? Nu cred încă nimic, își preciză Lucian punctul de vedere. Scoase din buzunar punga cu bomboane. O mentă? Nu, că eu nu sunt însurat și mai fumez încă, zise Frunză. Și ca să-i demonstreze că asta e realitatea, și-a prins o țigare.
Nu te mai umfla în pene, că apoi mâine te văd și pe tine căsătorit, îi replică Lucian cu gândul la accentul de duioșie din glasul lui Frunză în clipa când se despărțiseră de Dida Cornu. Ai face bine să nu te lege în iluzii. De moarte și de însurătoare nimeni nu scapă. După ce trase câteva fumuri, Frunză întrebă. Crezi că asemănarea asta nu-i decât o simplă coincidență? Repet, încă nu cred nimic. E? Ai decis? Reveni Frunză după un timp. Mă lași să mă repet până la central? Cu o singură condiție, glumi Lucian. Să nu încerci să rămâi acolo. Dacă aș încerca să rămân undeva, știu eu unde aș alege locul. În rezerva domnișoarei Dida Cornu, nu-i așa? Nimic nu scapă, observă Frunză trăgând cu năduf din țigară. Eu zic să mă lași la central. Să-l lăsăm, se adresă Lucian șoferului. Dacă dumnealui dorește. Tu pui la îndoială declarația Didei Cornu? Se revoltă Frunză. Lucian, ca să-l necăjească de-a binele, își întârzie răspunsul. O cred, liniștește-te. Frunză tăcu continuând să tragă din țigară. În cele din urmă tot el sparse tăcerea. Ce-ar fi să vii cu mine? De asta dată Lucian însă îi răspunse imediat. Asta nu. O să te lăsăm la poarta spitalului de acolo. Eu o să dau o raită în zona străzii 3. Vasilică, știi unde-i strada 3? Prin Ferentar, domnul capitan, răspunse șoferul cu promptitudine. Până la spital, Frunză nu mai scoase un cuvânt. La coborârea din mașină, Lucian îi atras atenția. Umblă cu băgare de seamă, nu cumva să-mi sperii pasărea. Mai întâi vreau să văd pe Maria Cernescu. Când termin, să telefonez la minister să ți se trimeată o mașină. La revedere! Înainte de a trânti portiera, Frunză mai întrebă odată. Nu e așa că nu pui la îndoială declarația Didei? Bravo, ai început să-i spui pe nume, îl necăji Lucian. Nu-i pun la îndoială declarația. Dai o bere dacă mă întorc cu baba cu dinți și o bomboană de mentă. Capitolul 2. La ora 21.05, Pobeda ajunse la intersecția străzii Vasile Decu cu strada 3 și se opri la câțiva pași de un semafor. Capitanul Lucian Viziru coboră din mașină și o luă înainte pe jos. Strada 3 era într-adevăr așa cum o descrisese Dida Cornu, îngustă, întunecoasă, prost pietruită. Trecu pe celălalt trotuar propunându-și să refacă drumul străbătut de prietena lui Mâțu și a lui Babacu. Pornia gale, după vreo 20 de metri, se opri în dreptul unei alimentare, cobloanele trase și cercetă strada. Era alcătuită dintr-o înșiruire de case scunde împrejmuite cu grădini mici și sărăcăcioase. Un câine îl mirosi și prinse să latre, spărgând liniștea în sărării. Ofițerul își reluă mersul. Văzu curând o tutungerie puternic luminată. În spatele teșghelei, debitantul povestea ceva unei femei înalte și pieptoase care râdea amuzată. Mai reținu un amănunt. În interior era instalat un telefon public, unicul deocamdată pe distanța parcursă. Dădu apoi de o clădire în reparație. Schela de lemn ofereca, susținând o parcă să nu se prăbușească. Întocmai ca și Dida Cornu, Lucian se văzu nevoit să coboare de pe trotuar și să ocolească binala. Urcă iar pe trotuar. De aici, întunericul era mai dens. După casa asta, victima a mai făcut câțiva pași. Hai să-i facem și noi. Așa. Pe partea stângă și cea dreaptă a străzii, gardurile caselor. Agresorul pe semne o aștepta ascuns pe lângă schele. Să vedem acum unde-i gangul acela. Mai făcu vreo 10 pași și dădu de un gang puțin la murdărie. Lucian, mai mult din obișnuință, își roti privirile, apoi reveni la deducțiile sale. A lovit-o, a doborât-o, pe semne nu departe de gard. Dacă ar fi abandonat-o acolo, exista pentru agresor pericolul ca victima să fie descoperită mai repede decât ar fi dorit. A târât-o atunci în gang. Cineva s-a împiedicat însă de victimă. Cine oare? Oricine ar fi fost era pus automat în situația de a-i veni tinere în ajutor. Te a chemat salvarea, în primul rând. Dar de unde ar fi putut binefăcătorul să telefoneze? Casele din jur erau ale unor amărâți cărora numai telefonul le mai lipsea. Prezumtivul binefăcător cu siguranță s-a văzut nevoit să apeleze la un telefon public. Lucian făcu cale întoarsă. Numără până la tutungerie mai bine de 50 de pași. Intră în debit. Vânzătorul continua să o înveselească pe femeia aceea înaltă și pieptoasă. Nu lăsară salutul lui Lucian fără răspuns și deveniră atenți când acesta ridică receptorul și formă un număr. Semnalele ocupate ajunseră până la ei. Lucian stărui și de fiecare dată când răsucea discul le arunca celor doi priviri de om fără noroc. E ocupat? Se simți vânzătorul obligat să-i se adreseze. Lucian renunță să mai telefoneze, se apropie de teșghea. Ce țigări străine aveți? Nu ținem, îi răspunse bărbatul scodindu-l cu o mirare care putea să însemne
Ce-ți veni, domnule, să cauți țigări străine tamăn în mahalaua noastră? Dacă carpați cu filtru aveți? Tutungiul îi puse pe teșghea un pachet de carpați. Lucian îi zâmbi amical și, în timp ce se căuta prin buzunare după bani, aduse vorba. Am auzit că ați avut pe aici tărășenie mare, cu o tânără care a fost atacată. Așa e, domnule, suntem o stradă cu oameni liniștiți la casele lor și deodată întâmplarea asta nenorocită. Omul părea sincer afectat de cele petrecute la câțiva pași de tutungerie. Domnule, mă crede sau nu, dar l-am văzut pe tip când a trecut prin fața debitului, așa cum v-am văzut și pe dumneavoastră. Săraca de ea, drăguță fată, să fi fost ceasurile 8 când a trecut. Lucian număra banii pe teșghea și tot așa într-o doară și exprimă nedumerirea. La 8 e întuneric, cum de-a fost găsită? Cum? E și aici o poveste. Începu vânzătorul să-i relateze cu un aer misterios. Ar fi zăcune fericită multă vreme în gang, dacă tache măcelarul nu s-ar fi angajat să facă cu mine o tablă și să-și ia revanșa. Locuiește chiar în casa aia, a ieșit din casă. În gang e întuneric și a căzut peste ea. Da, a căzut peste ea, râse cu subînțeles povestitorul. Cât e el de solid s-a speriat, a crezut că e moartă, dar moartă a gemut. Și a chemat nevasta în ajutor și aia isterică a început să țipe. Ălea nici nu-i trebuie mult, interveni femeia. Au ieșit oamenii de până case. Ormă, un vecin al lui Tachea da buzna la mine și a chemat salvarea. Unii spun că biata fata ar fi fost violată de un sadic. Fata e de pe strada asta? O fi, nu știu. Lucian se declară mulțumit. Aflase exact ce îl interesa. Oftă impresionat de poveste și se despărți de cei doi ca de niște vechi cunoscuți. Ar fi pornit mai departe în căutarea lui Tachea Mocelaru, dar ar fi fost un efort de prisos. Mai aruncă o privire în debit. Bărbatul probabil își reluase firul istorioarelor sale amuzante, căci pe femeia aceea înaltă și pieptoasă, iarăși o prințese râsul. Capitolul 3. Obosit de lumina puternică a lămpii de birou, Lucian se ridică și se întinse. Îi plăcu să-și audă oasele trosnind, apoi părăsi masa de lucru și făcu o scurtă plimbare prin încăpere. Voia de acum să se lase comod într-un fotoliu când sună telefonul. Recunoscând la celălalt capăt al firului vocea lui Frunză, îl luă tare. Ei, ce ai de zis? Mi-l aduci în din sau pot să beau berea de unul singur? Mă, da, furisit mai ești uneori. Nu te aud bine, zici că nu sunt dinții destul de puternici? Nu-mi arde de glume, protestă Frunză. Dacă e așa, dă-i drumul, raportează-mi, se trezi în Lucian capitanul. Între timp aici la nouă s-a petrecut ceva destul de curios. Maria Cernescu... Nu există, anticipă Lucian. Ba, există. După ce s-a despărțit de Dida Corn un drum spre salon, un bolnav s-a repezit la ea și a încercat să o sugrume. N-a lipsit mult ca să-și ducă la bun sfârșit nebunia. A scăpat, dar a suferit un șoc și acum e în criză. N-ai cu cine vorbi. L-am văzut și pe cel care a atacat-o. L-au pus în cămașa de forță. Nu prezintă semnalmentele lunea fane. Asta-i. De unde telefonezi? De la spital. Așteaptă acolo mașina, o trimis să te ia. Rămân la sediu. Lucian se lăsă ostenit în fotoliu, își scoase pantofii și-și sprijini picioarele pe scaunul din fața sa, gemul din adâncul inimii. Încă un fapt bulucit peste celelalte. Deplasarea urgentă a lui Frunză la spital avusese un singur obiectiv, să o identifice pe Maria Cernescu și prin ea să ajungă la acel bolnav care, după declarația Didei, era leit neafane, internat în spital de vreo 2 ani. Misiunea dăduse greș și nu din vina lui Frunză. Pe neașteptate, Maria Cernescu este atacată de un bolnav. Dacă ar fi izbutit să o sugrume, ce s-ar fi putut întâmpla? Nimic. E nebun și basta. Legea-i de partea lui. Deții nu are vreun element care să-mi permită să fac o legătură între cele ce ne-au fost semnalate de Dida Cornu și atacul asupra Mariei Cernescu? Se întrebă Lucian. Și da și nu. Mai în toate descoperirile au analiză atentă și un joc ascuns al hazardului. Dacă ar fi să-i dea crezare întru totul Didei Cornu, ar fi dator să ia în considerare următoarea ipoteză. Domnișoara Dida, ființa norocoasă, afla cu totuși cu totul întâmplător domiciliul culantului ei client. Babacul la rândul său a zărit-o la țang și a sesizat primejdia. În consecință a urmărit-o cu gând rău să o lichideze. Acceptând ipoteza, Lucian ar fi ajuns în situația de a renunța automat la câteva amănunte deloc neglijabile. Dacă bolnavul remarcat de Dida era una și aceeași persoană cu neafane, cum se explicau nopțile petrecute în patul prostituatei, absența de la spital, bani, întâlnirile cu Nelu Mâțu la Poarta Albă? Baba acu se comporta ca un om liber și perfect sănătos, cum să creadă el, Lucian, că e vorba de una și aceeași persoană? Exclus! Totuși stătea în cumpănă. Tentativa de asasinare a Didei Cornu era o realitate.
Cum să o interpreteze? Ca pe un simplu accident? De ce nu? Ar fi fost posibil dacă n-ar fi intervenit cel de-al doilea accident, tentativa de asasinare a Mariei Cernescu, internată la central. Însă agresorul ei a fost identificat, client al ospiciului, prins și pus în cămașă de forță. Nicio asemănare cu Babacu. Ia-o încetişor, se îmbărbătă căpitanul simțind că îi plesnea capul de năvală atât o gânduri. Ia-o copăcel, hai, dă înapoi filmul cercetărilor și reia vizionarea. Oprește-te la acele secvențe care spun ceva. De exemplu, secvența percheziției din biroul lui Aman. Faptul că în fișetul lui a fost găsit o brichetă foto explică până la un punct sensul acțiunilor întreprinse de geolog. Nu există niciun dubiu că fotografiase cu bricheta nu numai propriile lucrări, ci și pe cele ale lui Stamatiad. A fotografia calcule, grafice, hărți geologice privind potențialul unor zăcăminte prezente și viitoare de uraniu. Aman a acționat ca un agent bine instruit și dotat. Când, unde și în ce împrejurări a fost racolat? Fișa lui de client asidu al ONT-ului menționează numeroase călătorii. Cu trenul, cu motonava Transilvania, URSS, Grecia, Turcia, Egipt, Liban, Italia, Franța. În primăvara anului 1964 a vizitat ca turist târgul de mostre din Leipzig. Iar în anul acesta își propusese să-și petreacă revelionul la Berlin. Deci începutul activității lui Aman, deduse Lucian, trebuie căutat pe itinerarul croazieră târgu de mostre. Deducția asta însă nu-l mulțumea pe deplin. Considera că ar fi fost mult mai practic dacă ar fi izbutit să-și răspundă la întrebările unde sunt filmele făcute de Aman. Mai sunt în țară, le-a predat sau urma să le predea? Cui anume să le predea? De unde îl cunoștea pe Babacu? Ce l-a determinat să dezvăluie secretul cavoului Paraschivescu? Era Mioara Cătuneanu capabilă să-i dea fie și un singur răspuns la una din nenumeratele întrebări ce-i chinuiau mintea? Când i se încredințase cazul Stamatiad, își închipuise că misiunea lui va fi una simplă, mărginită în ultimă instanță să-i asigure eminentului geolog o protecție eficientă și iată că deodată se conturase o a doua misiune ceva mai complexă. Oftă din nou cu năduf. Ceva nu merge. Aman a murit. În viață mai sunt doi înși. Unul e Neafane. I-am luat urma. Cine-i celălalt? Pe unde naiba se ascunde? Și-ar mai fi ceva. Dacă obțineau informații atât de ușor de la Aman, de ce se desconspiră exercitând asupra lui Stamatiad presiuni psihologice? Câteva ciocănituri nu și-i amintiră de frunză. El trebuie să fie. Își zise bucuros că va avea cu cine să dialogheze. Ușa fu deschisă de ofițerul de serviciu care îi mână o notă. Echipa operativă îi raporta. La orele 21:30, inginerul Stamatiad a fost sunat de la telefonul public 1423, un ins rămas neidentificat a proferat următoarea amenințare. Stamatiade, află că Aman a dat tortul popii. E rândul tău. O să-l dai foarte repede, n-ai cum să scapi. Când, unde și în ce fel vei muri? Eu voi hotărâ. Ți-a înhărăzit una din cele mai chinuitoare morți. Nici securistul tău, Lucian Viziru, cât e el de capitan, n-o să aibă o soartă mai bună. Așa că acolo, sus, n-o să te plictisești, o să ai cu cine sta de vorbă. M-auzi, Stamatiade? Taci! Ți-am luat piuitul, fii pe pace că o să-ți iau și viața. Noapte bună! Inginerul n-a rostit un cuvânt. Mâine vă remitem și banda cu respectiva înregistrare. Poftim! Se ridică Lucian adresându-se furios unui interlocutor nevăzut. Dumnealui se plimbă slobo prin București, iar noi ne pierdem timpul căutându-l la central printre nebuni. Dumnealui bate străzile capitalei, telefonează, amenință, iar noi ce facem? Poftim, acum amenință și pe mine. Ei, bravo, eu mort și Lia văduvă. Începu să umble prin încăpere, bombănind. După câțiva pași, își dădu seama că era în ciorapi și se grăbi să se încalțe ca să-și reia marșul. Măcar dacă frunză s-ar rivi mai repede. Unde dracu o fi rătăcind? Așadar, Babacu a telefonat la Stamatiad la 21:30. Dacă ar fi fost internat, n-ar fi avut de unde să telefoneze. Ia stai așa, ia stai așa, își porunci Lucian. Poate că există un telefon public în incinta spitalului. Nota nu-mi indică în ce loc e instalată cabina. Ridică receptorul, formă un număr și întrebă. Operator 3? O voce de femeie îl asigură că nu greșise. Capitan Vizierul la aparat. Se prezentă el. Am primit nota, vă mulțumesc. Ați izbutit să localizați unde e instalat telefonul public? Bine, aștept. După câteva minute, operator 3 îi raportă. Pe Ștefan cel Mare, în zona stadionului Dinamo. Lăsă mulțumit receptorul din mână ca după câteva secunde să realizeze că stadionul Dinamo se afla în vecinătatea spitalului de urgență. Se îngrozi la gândul că în acest răstimp i s-ar fi putut întâmpla ceva Didei Cornu. Se repezi din nou la telefon și îl chemă pe doctorul Slăveanu, medicul de gardă pe secție.
Acesta nu se lăsă mult așteptat. Ce-mi puteți spune de Didacornu? Îl atacă Lucian direct. Cum se simte? Domnule capitan, nu e cazul să vă alarmați. Îl liniști doctorul. Starea pacientei e aceeași ca și acum 10 minute. Ca acum 10 minute? Nu înțeleg. La ce vă referiți? N-am vorbit noi la telefon acum 10 minute? Alo, nu sunteți dumneavoastră capitanul Viziru? Eu, mis, numai că nu cu mine ați vorbit. Atunci cu cine? Se aprinse medicul. Tipul cu care ați vorbit s-a recomandat capitan Lucian Viziru? Exact, v-ați interesat de starea internatei. Eu? Se impacientă Lucian, după care tăcu mușcându-și nervos buzele. Alo, îl strigă medicul, mai sunteți pe fir? Domnule doctor, trebuie să vă dezamăgesc. Nu cu mine ați vorbit, ci cu agresorul Didei Cornu. Glumiți? Aș vrea. După o scurtă tăcere, doctorul Slăveanu izbuti indignat. Dacă e așa cum ziceți, de unde să știu cu cine discut în momentul ăsta? Îl trimit imediat pe ofițerul care m-a însoțit, îl cunoașteți. Îl cheamă Frunză Ilar, ei locotenent major, puteți să-l legitimați. N-o să vină singur. El o să vă indice cum să procedați. Până la sosirea lui, vă rog să interziceți unor persoane străine să pătrundă în rezerva Didei Cornu. Și dacă între timp celălalt căpitan mă sună. Spuneți-i că soarta fetei s-a agravat brusc și că nu mai are șanse să scape cu viață. Apropo, cum se simte? Refuz să răspund. Mai întâi să vină la mine domnul Frunză. Deveni doctorul dintr-o dată vigilent. Bine, bine, râse strâm Lucian. La revedere. Rămase minute în șir sprijinii de birou cu gândul la neafane. Îndrăzneț, inconștient de îndrăzneț. După ce l-amenințase cu moartea, își permitea să-i folosească numele, gradul, pentru a-și atinge anumite obiective. Se vede treaba că soarta fetei îl interesează. Conchise Lucian contraria de stilul omului din umbră. Telefonând la spital, el îi confirma că nu e străin de tentativa de omor de pe strada 3. Și de aici, din nou, începeau să se încurce ițele. De ce a încercat să ia viața prostituatei care îi dăruise atâtea nopți de desfătare? Doar pentru că Dida Cornu știa de legătura lui cu Nelu Mâțu? Nu, nu. Mai exista un motiv care l-ar fi putut împinge pe Neafane să-și lichideze concubina. Dida. Cornu-i descoperise fără să vrea ascunzătoarea, domiciliu. Era tocmai acel motiv care îi zăpăcea lui Lucian Viziru gândurile. Dacă Neafane, își spuse ofițerul, este unul și același ins cu cel de la Spitalul Central, el va înregistra eșecul tentativei de a scăpa de Dida. În consecință nu se va mai întoarce la ospiciu. Își va părăsi cât mai repede ascunzătoarea. În condițiile astea mie îmi revine misiunea să-l prind. Dar cum să-l prind? Se adresă Lucian celor patru pereți, de vreme ce el îmi știe mutra și opa lui nu. Își reluă plimbările prin birou încercând să reanalizeze momentele inițiale ale cazului. Unul din ele, poate chiar primul, se referea la întâlnirea cu Stamatia de la sediul securității. Era în această secvență, după câte își amintea, ceva neclar, un amănunt enigmă care, odată dezlegat, ar putea să scoată la iveală cheia întregii afaceri. Cum? Prin ce sursă afla Neafane că Stamatiat, cuprins de disperare, a apelat la noi și că ofițerul de contrainformații care l-a ascultat se numea capitan Lucian Viziru? Frunză năvăli în birou pe neașteptate, fără să mai bată la ușă, proțăpindu-se în fața lui Lucian. Toate încercările mele, raportă el dezamăgit, au dat greș. Până când Maria Cernescu nu va ieși din criză, nu avem cum ajunge la Neafane. Am face valuri. Știi câți bolnavi sunt internați în spital? O, Doamne! Ce ai zice să o iau pe Dida dacă se simte bine și să o duc cu mașina la nouă să-mi indice secția? Sau să mă repet la dânsa și să-i cer să-mi dea câteva detalii orientative pentru a identifica secția respectivă? La spital oricum o să te duci chiar acum. Îi veni Lucian în întâmpinare. S-a întâmplat ceva? Lucian îl puse la curent cu cele aflate de la doctorul Slăveanu. Acest Neafane s-a cam obrăznicit, aprecie Frunză după o scurtă pauză. În timp ce eu îl caut cu disperare la ospiciu, dumnealui dă târcoale spitalului de urgență. Ia pe cineva cu tine și repede-te până acolo. Lași de veche la ușa rezervei. Nimeni în afara personalului medical care o îngrijește nu are voie să o vadă. Orice persoană străină care încearcă să pătrundă la ea să fie reținută. De asemenea, nicio scrisoare sau pachet nu trebuie să îi se înmâneze decât după un control prealabil al nostru. Dacă cineva se interesează prin telefon de starea ei, să-i se răspundă, internata a intrat în comă. Priceput ai? Întrebă Lucian mai mult din obișnuință. Priceput am, răspunse Frunză îngândurat. Ești obosit? Eu? Mă, crezi, aș umbla toată noaptea dacă aș ști că la căpătâiul ei îl înhați pe Neafane. Frunză nu se mai lungi la vorbă, ieși, dar se înapoie imediat pentru a-și avertiza șeful să nu neglijeze episodul de la Spitalul 9.
Chiar dacă dumnealui la ora asta bate străzile orașului și expediază amenințări în toate direcțiile, e de presupus că domiciliul său principal e la central. În mod cert o să apară acolo în primele ore ale dimineții. Fi te rog mai explicit că îmi pleznește capul de atâtea supoziții, vorbi Lucian răstit. Dida Cornu a părăsit spitalul odată cu înserarea, ceea ce înseamnă 6, 6 și jumătate. Dacă Nea Farse s-a ținut după ea, se poate presupune că au părăsit spitalul cam la aceeași oră și că a lipsit din secție la vizita de seară. O fi lipsit și în alte nopți. Nu ne rămâne decât să ne interesăm cine n-a răspuns la apel și în felul ăsta să realizăm identificarea. Lucian înainte spre Frunză pentru a-l privi mai îndeaproape cu o bucurie camaraderească. Ideea-i bună, luăm și urma asta. Tu de dimineață o să te duci la ospiciu, iar eu la 9 o să fiu prezent la crematoriu la incinerarea lui Aman. Nimic de zis, avem amândoi parte de un program vesel. Tu la nebun, eu la crematoriu. Plec, la revedere. Lucian se ghemui în fotoliu și trecut din nou să analizeze cu răbdare secvența inițială a cazului. Cum? Prin ce canale putea Neafane să afle că Stamatia ți adresase securității? Sub ce identitate se ascundea sursa pe care o folosea? Descompuse secvența în mici amănunte. O recompuse apoi la loc și în timp ce somnul îi dădea târcoale, trăi ca într-un vis o reconfortantă bucurie.